I need to go back. I need more time. It is done. Ne mai trebuie un cap. Cu mână. O să spawne de 4 ori 3 vaci. Singur cap am. Un singur cap am, bă, Ali. Pe ăla vrei să-l dau? Te-am mințit, am două. M-am uitat în inventar și mai părut unul. Așa, poate de nicăieri. Stai ce înțeleg asta, verde și atun. Doamne, deci m-am uitat la costel. Mă speria când am văzut cu damage, bă, barbară. A dat durie, l-a dat un ajut. I-a dat un ajut cu zudurie. Ăsta-i hot, ai de 300 de milioane și... aia. E, e nașpa în dungeon, cumva trebuie să dai două hituri în gol și după aia să-i aduni, știi? I-a dat toți copii pe loc. Ai un singur hit, îi omori. Dacă e ratat, trebuie să-i fugărești după asta. Așa, cred că și la Lilith. Eu duc și dai o bucată, o bagi în fața a doua. Mi-a dat o bucată, aia e. Nu la Lilith, la level 8, trebuie să dau cu să bat. E, cu copacul toți din zona asta? N-au cu tot, mai am mult. Ce-mi te oprești? A fost pe mă, a fost pe mă. E, merge. Merge, dar eu vreau să vă harpă.
aici nu mergi. Ce tot te ții alit pe mine? Nu mă țin pe tine, mă bag aici, în peșteră. Nu, dacă le ții pe mine. Bine de rău, cred că tot mai bine e fi mers în grup aici. De exemplu, mie acum mi-a dat de asta Diversion mob de la baltă. Nu știu dacă o vă de aici. Cu cineva asta și mie nu mi-i zâmbos. Ce? Hai. Ce-a făcut? O să de aici, unde pot să se... Ce-ai vă? E, cauza altă. Să zicem unde am vrut acum? Da. Nu știu. 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 Nu vrei să-l salvezi tu? Bless you. I need time to do this. Hai, bă, putem să vin tu. Tot pot să l-am întâi. I'm not ready yet. Am calul ăla. Da, fain. I must wait. Oh, se pune vedea un post aici. La sede? Da. Am luat. I must wait. Hai să intrăm în gaură. Nu, nu-i doar, unde să batem mort. Oh, da. I must wait. Nu ce mai avem pe hartă. O, aici. I can't do that here. It is done. Always back.
Dar cum vezi, doamna? Eram aici, n-am plecat nicăieri, doar m-am pus pe mut. Mersi. Lăgeai? Bă, băiatul. Doi, trei, patru. Presimt că ți-e somn, Nadi. Merge pe mijloc? Nu ți-e somn? Nu. Are și o bagaj? Yep. Care mi-e așa? Bălme. Am pierdut din vlogă. La el e pierdut de azi dimineață. Mi-ați că pierdut? Te trezi pierdut? Nu. Iau, 12 noiembrie 2023, zăpadă, masiv în Postovaru. Hai cu placa. Asta explică congelul. Nu este extrem de mult, dar destul încât să-ți fie frignat. Dacă scoate căluță, nu-mi place că ne-am să nu ce-mi spune. Da, ce schiră. Ia bag acolo, dă-l ea. Am doar 78. Ui. Am 250. Am și 26. Am băgat. Este deja acolo? Da. L-ai pornit? Nu l-am pornit. Nu, nu stai pornic, eu sunt pe aici, apoi. Dacă vin, eu să-i pornesc. Băga doar 50, ca dată mă. Să văd ce e. Te dă puțin aici. Am pare. Ia uite mă, unică. Mai am o nevă unică aici. Not ready yet. Hai să vedem, cine dă aici la... Cât ai zis că ai? 260. Și dacă mai încerci să strâng eu încă un 50? Am făcut eu, adică, da, eu am 150, deci eu am fix pentru că... Eu mai am încă de una singur. Adică mai dau o dată eu. Da, și eu acum... Mai ține zona asta. 29 minute, aveam timp.
Am picat. Ați făcut. Nu dau după așa la loc pe când e jocul ăsta. Atunci și ce cu bun stop. Cu... Dar nu poți să te uiți pe build să vezi și aspecte străbe? Înțeleg. Poți să-i citești numai numele. Din nume îți dai seama. Adică eu... Dacă ai aspectul... Pe mine mă șochează faptul că tu nu poți să citești un build. Scrie Bone Storm and Blood Wave are also... Da mă, numele, titlu, cum îi zice la titlu? Ultimate Shadow, cred că îi zice. Da, Ultimate Shadow. Aspect of Ultimate Shadow. Aspect? Da. Aspect? Păi, ce item-i? Amuleta. Păi cum aspect, măi? Chain of Ultimate Shadow? Asta, ăla-i titlu, ăsta-i numele. Trebuie să mă duc în bază că I cannot lift more. Da, o stai. Da, ăla e ale, ăla. Te să-l pui pe armă. Da. Oficial interminat. Deci poate ai o armă cu damage cu plus damage cu ăla cu shadow damage over time. Mă duc până la copac și după în oraș. Treburile. Nu, tu la care te referi? Damage to shadow damage over time? Da. La care? Mm-hmm. Da, am. Acum. Pune alien. Pune acolo și dă-i. Dă-i bătaie alien, nu? Bun, nu pot. Pus aspectul. Dumnezeu cum e la acum. Du-te până la Grigore. Sel. Am grămadă de străjite. Să sel. Wow. Oh, yes. Step into my kitchen. Bun. Grigore era Living Steel, nu? Tu de-o la mine. Tu de tip, da. Acolo unde ai pus semnul. Să sell. I need to sell. What do you need to sell? Pum, pum, pum. Oh, hello. Dar nu trebuie să mergem la Varșan?
Da, da, e mai puternic. E mai puternic, Grigore, vreau să văd cât damage dă toate. Ce? E mai puternic, Grigore, adică Varshan. De ce? Ah, el să meargă să... Ah, am crezut că mergem noi să facem run de ăla de... Ești, dacă tot... Tot ce el odată până acolo... Facem noi două turi de astea, măcar să ne transformăm shard-urile în... Ai ajuns pe SSL? Am comandat să intru în... Cu cine vorbești, Nana? Băi, am să vă zic că eu vă las noapte bună, mersi. Noapte bună. Mă doare piciorul. Măcar s-o instalat ăla? E, pula. Da. Băi, zis că ai... Da, s-a ajuns. Mai are 32%. 32 de... Ce? 30 de minute. Nu mai apucă. New World, da. Da. Am ajuns la boss. Până dorm. Nu mai facem... Nu mai facem de aia la mutație. Nu mai apucăm. Putem să-l facem mâine. Păi nu mâine se schimbă. Marți. Nu se schimbă marți. Așa. De câte ori putem să facem în așa fel încât să chice? Dar ce pică la depț? O amuletă. Inelul ăla? Amuleta. Mai zic, e de tank, nu mai vine asta. Ei, nu mai vin. Hai, arată-mi cum îi dai. Nu, am zis că vreau și eu să iau, că am zis că poate cândva o să mă le fac și eu. You never know. Andalia, Vidal, da, da. Dar tine știi cum arată Andalia, vizești pe Barbar. Păi, dar ce pula mea, eu n-am baită mult. Hai, Ale, dă-i Bone Stone, dă-i de la Blood Mist, da, în continuu. Bine, par foarte bună. Da, știu, știu. Noapte bună, Nana. Știu. Ah, nu trebuie să mă bate. Iartă-o. Îmi pun la colț. Da, n-ai... N-ai destul damage, shadow damage over time. Hai să-l batem. Încet, încet. Da, da. Întreb și-o cât viața au ăștia. Urmă câteva milioane. Da, uite cât de rezistat acum rezist. Și eu rezistat. Și noi, de fapt, nu. Avea Martins fulgerul. Nu-mi place în colțul ăsta, că nu vă sfidau. Da, eu mai mult de 1.900.000 n-am văzut. Dăm reset? Da. Eu îi dau 50.000, dar îi dau per bleed. Bine, tu ai whirlwind. Ar trebui să mă schimb și acum pe ei. Pe altă altă. Da, bine, nici n-am mace sau... Nici n-am item cum trebuie. A, dar nu sunt... Le-a zic că cred că la level 100 și cu item cum trebuie. Da, da, clar, de ce mai mult. Rupe build-ul ăsta. Nu pune, poți să dai reset. Eu dau? Bine. De ce ești? Înțeles. O, nu! Da-ți-o leacă. Mai dau o dată ce eu am dat, n-am așteptat să votați și... E dar chien sau? Nu, am intrat în portal. Nu, s-a resetat. Să vezi la modul serios, că e resetat. Bine. Nu vorbești la mod serios. Dacă e serios, e serios. Nu pun eu rog, serios. Am ajuns la boss. Îl spawnez eu. Te. Păi, da. Eu mă duc să-mi iau telefonul, că am uitat jos.
4 milioane, cum am văzut. Deci noi încă am dat 4 milioane. Nice. Deci când o să am itemele cum trebuie și toate astea, înseamnă că build-ul nu o să fie chiar de lepădat. Da. E vorba de mult far ca să faci. Oh, e atât de tragic. Voi faci. Uite, eu, de exemplu, mai am nevoie de papuci, ca să fie maxim. De flickers. Și atunci... E ok. Milioane de flickers, Tepna, spartă-ne. Da, alea trebuie, flicker step-urile alea? Da. Oilei. Am luat alea în inventar, bine, aveam. Eu vreau să am cu maxim. Am deci, da, câte de astea ne trebuie? 22. Sau 5 living, da. Eu mai am 6. Eu am rămas numai cu una. Ți le dau ție, Ali, să le bagi tu? Dacă vrei, da. Hai, dăm reset. Păi tu dai să dai. Uite ele de pe jos. Stai că încă nu au acord. Gata, am luat. Mersi. Va merge un avărșan și îl spawnez eu. De două ori. Păi, termin eu de făcut ăsta. Ce dau eu shard-urile, toate shard-urile. Am vreo 15. Obligare? Mhm. Nu se dau și eu 300 de milioane. Nu serios. Și 4 milioane e puțin. Vreau să vin la Grigore și să-i dau 300 de milioane. Eu am ajuns, ca să știți. E ajuns, da? Da, de aici la... Băsuri. DJ Grigorie. Uite, am dat 9.340.000 sau ceva de ce. Mam. Primi grandfather ca să-i dai 300 milioane. Da. Cred, da. Ca să-i dai one shot? Uite că e dată tristina, e dată înșat. Da. A, deci atâta are el viața. Nu, are mai puțin de. Viața are. Ce-am dat? Nu, tristina nu-i puțin. Ți-am zis, mă uitat, mă stuz dacă să luăm încă scoate puțin. Efectiv, zicea la duri, el îi vedea una pacă la pica. Adică, rupea omul, ce să zic. Bine, el a rupt și pe druie și pe spede, na. Am spus pasionat de joc.
Văzusul la Rob, că tot așa e dădea și Rob făcea, folosea chestia aia cu, știi, aspectul ăla care zice când stai pe loc primești 5% damage în pierzi secunde? Și stătea acolo, în colț, unde se spawna dur el. Adunau vreo 45% damage, păi bum, m-a așat. Ai zis că mai tu. Da. Trei spawn-uri. Are unii 15, nu? The Grandfather. Și nu mă lăsa să dau înapoi. Să sparg și eu câteva de astea aș fi. Da, și eu mă sparg în prea multe pe aici și... Mă sunt curios dacă... O să pot să o bat pe Lily după ce fac 21 la toate alea. Nu cred. I cannot salvage that. O să încerc să o văd. Dacă nu-l bat pe ăsta. Că tu ai văzut cum am topesc eu cu sor copii, Grigore. Ce să mai fac la build-ul ăsta, că doar am pus tocmai ce ai zis tu. Mai mult de atât. Nu, e vorba de stats-urile de pe arme. Trebuie să fie toate... Perfect. Nu pot să... Să fiu Dumnezeu, să le am pe toate cum trebuie. Nu. No. Să le ai aproape. Când știu că Dumnezeu le-a repetat între ei. Ai nici eu. O să dai pe Ana. Acum vin. Doamne iartă. Doamne iartă. Nu miroasesc pe tine. Nu știu, ia culorile astea ce intra când se amează. Bă, e albastru la nu știu ce. Albastru e, deci alb e normalul. Albastru e overpowered. Galben e bronchit, parcă, și portocaliu e crit. Da, bine, e albastru, nu știu. Sau cred că galben e crit-ul și... Portocaliu e crit. Portocaliu. Portocaliu cred că e overpowered crit. Chef.
Boom. Ce-a zis mai ieri? Trib. Trib. Cred că el când a zis trib, cred că se referă la cal și nu înțelegeam ce legătură, ce... Vin imediat, vreau să fac ceva. I need time to do that. I need more time. I must wait. Ia locule. Eu. Bă, de ce nu le-am eu? O spawnez tu pe ei. Duria. Pe viermicior. Bun. Bine, acum că am schimbat. Așa. Nu este grabă. Mă, că nu am trandafiri de la... Trandafiri de la Moldova. Nu mă bogățesc eu. Mace, stai mace. I must wait. Mai avem destul, că dacă mai dă Ramadanul ăsta, nebunesc. Mai avem una. Îmi mai trebuie un living steel pentru două. Da, cred nu că... am. Doar dacă nu cumva mai era de un living steel. Nu, cum mi l-a dat. Ah, dar, oricum mai am de un run și mai am rămân cu patru. My skill is unmatched. That got most win favor, my friend. Okay,
need time to do that. Ah, deci problema e cu ăsta că... Mi-a dat două charduri. Tom. Is Tom? Tom. Da, pe Tom. Să vând. Mă pregătesc. Mă duc la copăcel. M-a dat și pe aia intr-un la Russian. I need time to do that. Un cap mai mai trebuie. Ce zici, Ali? Un cap. Stai un cap, mă. În gură. În gură. Am ajuns la boss. War bringer, yeah. Oh, uite cum sare viața din el când Ana. O să pierde viața. Stresant e pe ăla, nu văd nimic de
Ce mereu e stresant? Necro? Necro, da, așa. Dă-i reset, te rog frumos. Da, mi s-a blocat în loc de screen. Why not? Mișcă-ți. Ia una de asta. Una de asta. Le iei sau nu prea? Nu le văd. Încă. Nu le văd. Acum le văd. Pula mea, până le vezi, tu le vede ăla. Deci e așa, prima de două capete. Da. Că de unul ai tu nevoie. Da. Mai iei o mână, mai iei o inimă și mai iei un femur. Da. Și mai ai acum cu ăstia ai de două. Thank you. Comandator. Poți dau reset? А, можно сеть, а крест дайте пойму.
Întrebare. Continuăm să facem asta sau facem Helltide-ul ăsta? You can still use these. Eu nu mai stau mult, oricum. Am înțeles. Deja, ok. Ce cum facem? Mergem la o dată la teorie. Dar la ăsta cât mai e? Mai e de un run, nu? Păi mai am de 3. De 3 ori să spawnez. Deci? Păi așa. Păi și shard-uri și cu dălea cum avem? Păi shard-uri are loop 2 de la mine. Bun. Restul nu știu câte are el. Mucus cu dălea și împreună. Cum? Câte sunt? Că avem... Am 5, mucus. Deci 5 mucus o să am. I need time to do this. Avem cam de vreo... Eu am de 4 runuri de durier. Doar că mai trebuie să facem de-astea. Ce? Varshad, 4. 2, 3, 4. Spawnez eu acum de 3 ori. Ok. Câte ani scam? O să dai TP-a. Altceva, eu nu mai am. Da, așa, Ali. Ești aici, Ali? Da, sunt lângă tine. Eu sunt ăsta. Ia ăstea. Durează până le văd. Le vezi pe toate? S-am dat, s-am dat, vezi că e și un femur aici. Dă-i... Da-ți-i fără mini. Vezi ce-și unii din... Faceți torchile sau aici, dați-mi kick dacă nu... Nu, ies eu. Că revin până faceți voi astea, râba.
Zicând că când am ajuns. Da. Că nu... Am ajuns. Minut să mă bag, că vând și eu, că vând să-mi plin. Am aici doar de vânzare. Ring of the Red, 10. 39 strength. Că am rugămintea să ștepți un pic. Și un upgrade. Am ajuns. Tu mă țin să aștepți un pic. Așa. Încă 3. Oh, 2 fără asta. O să am 8 ouă. Așa, gata, vin acum. Anda cu spawn. Lasă-mă un pic să mă bat cu el. Wrath of God. Nu dau stun, ce dar mai fac? Zburat viața. Păi da, dar acolo i-am dat 8 milioane, de aia zbura viața. Dar trebuie să-mi dau seama când.
înțelegi? Mhm. Trebuie să înțeleg și eu cum funcționează asta. Da, 4-5. Ce dracu? Și ăsta pune besnă. Da. Eu mă cursă. Mai avem? Da. Un conul prostă. Și o să am un total 8 ouă. Am ajuns. Da. Vrei să dai tu încă o dată? Vezi? Nu, nu. Bă, fuz. Gata, s-o stricat de tot boss-ul ăsta. Câte turi am făcut acum, numai legendară mi-a picat. No, acum se vine luptă. Mai am încă o tură. Încă o tură? Da, păi țineți 8-9. O să fie în total. De unde dracu zici că o ai tu acolo? Am ajuns. Ultima tură.
Nu cred. Dă-te al aspectul ăla. Mă chemi slab. Ține-l acolo, că nu știi când îl pierzi iară. Observ ca în har. Am dus să-l extrag. Cam e somn. Te înțeleg. Mâine sunt la muncă, poi mâine, cred că o să farmez o groază de healthă și de d-astea. Ei, n-aș spune că sunt la nu știu la câte ore. Da. Hai de așteptat. Sunt health aid până vine lup pentru, poate mai pică și mie niște trandafir de aia. Până vine el, cred că și te duci la somn. Asta îmi zic, dacă durează mult o somnul ăla, să-mi bat piciorul ăsta e.
Am venit. Back. Foarte bine. Welcome back. Da, stai așa că... Murise căștele, nici nu v-am auzit. Da, îmi zice foarte bine. Foarte bine. Gata acolo? Da, da. Da. Ia. Facem de asta? Ia să vin eu la tine. M-am dus și mi-a luat o brioșă cu aromă de lămâie. Iu. Da. Wow. Yeah. Am dat la, știi, ăla din Helltide, boss-ul, cărăbușul, la ce dracu e. Am dat o bucată și a rămas cu un sfert de viață. Să ne iau pe boss-ul ăla. Am pus stream-ul tău. Poate și eu în urmă. Hai să facem, da. Eu am venit la Helltide doar pentru, poate un pic de alea randafiri. Da, da. Că eu am, na, trebuie să dau reroll-uri, chestii, adică build-ul meu chiar este foarte incomplet. Și cu toate astea... Deci avem 4 runuri, înțeleg, nu? Shards of Agony nu ai ale. Voi știți ce aveți. Nu. No. That's not okay. I can't do that here. Deci când ajung la boss. Imediat. Mai avem un loc, cineva? Aici. Nu mai e nimeni. Șocola. Eu știu. Nu știu la fără. Șocola are o sotă. Adică e un... L-am face șofer, știi că nu mai e nimeni oricum. Să ziceți când ați ajuns. Acum mă duc eu spre. O să vin și eu. Când ține Helltide de soare? Da. Să scrie într-o parte. Știu că trebuie să scrie, dar 26 de minute, nu mai vedeam unde. Nu de alta, dar am 225 de sharduri. Ba. Parcă aș lua un de ăsta. Măcar. Am întrebat-o pe Aza. Da, am întrebat, aștept acum. Aștept răspunsul de la Aza. După a ajuns, am ajuns. Am ajuns, da. Să lăsă pe ajuns. Dar am un punct aici. Nu răspunde și Aza. Deci build-ul ăsta e nesimțit, rău. Și dacă
Ne-am simțit rău acum, nici nu vreau să știu mai încolo. Dă-mi battle tag-ul tău, uncle. Asta... Hammer. Te referi la Hammer of the Ancients? Da. Bun, azi au zis că se duce la somn. Deci, 250. Nu știu ce am făcut, deci, bine. Am dat din greșeală, am vrut să copiez un battle tag și mi-a luat. Ai dezactivat tier 4? Păi dacă joci de 3 săptămâni trebuie să ne plătești 20 de euro. Da. Nu poate așa, adică. Bun. Chiar, da, glumim. Poate chiar crede. Da, păi. Hai, asta. Am văzut că se vindeau de astea chiar cu 28 de euro. 20, 20, 30 de ranuri, ceva de genul. Dar ranuri complete, gen îți dădea match-urile. Cred că fac ăștia de-a bani acum, pe ranuri de Doriel de rup. Da, dacă ai timp. Da, dacă stai toată ziua și nu mă faci chestia asta. Da, am văzut că oamenii farmează super eficient treaba aia cu health aid-ul. Helte doar un bug, el începe, are o oră. În teorie ar trebui să se reseteze la jumate chesturile, după jumătate de oră. Dar el are un bug. Când intri în primul minut, se resetează după 14 minute. Și secretul că tu te simți să farmezi super tare în primii 14 minute, să iei chesturile alea două, prinzi disetul și după aia mai faci încă o dată. Deci cumva ai șansa să faci 12 per run. Da. Trebuie să vin pe Stork? Nu cred. Îl face Alin anul ăsta? Sperăm. Stai așa că nu ne merge cross settings. Poți să ieși, tu te rog, și să dai la... Uite aici, ieși, dai live game, intri în menu și dai aici la connect și debifează chestia asta. Prima, de la connect, crossplay. Nu să-mi cumpăr și o oală de fontă. Debifez. Ăsta primul să nu fie bifat. Deci crossplay să fie dezactivat, disabled. Ce, să-ți cumperi și Ana, când am auzit? O oală de fontă. Păi și ce... față de una de inox, eu am de ceramică. De fapt, eu confund cu aia de ceramică. Da, dar ceramică și fonta sunt la fel. Da, sunt la fel de groasă, dar, cred că. Nu, ca și proprietăți, au aceleași proprietăți. Doar că una, na, e fier și alta e lut. Dar oala de aia de fontă, pentru sarmale, pentru de chestii de astea. Nu cred așa. Ali, dai tu, poți să-i dai tu ad pe... Uite-o. Asta că mi-am dat eroare, eu sunt băguit. Cred că am iar eroare. Te mă șpia. Sarmali, pe atât zici că are proprietăți de astea că ține mai mult sau că... Că ce ajută să... Păi,
e o gălire, doamne, să zic, gătire lentă în oala de fontă. Oalele de fontă și de ceramică pe capace au așa niște bulinuțe. Și ele formează vapor de apă și face o gătire lentă și orice mâncare la gătire lentă, nu, e mai bine. Da, o face în timp. Păstrează toate proprietățile altfel, știi? Adică orice mâncare făcută rapid își pierde din proprietăți. Da, o forțez. Nu, și cam asta e. Să că eu am plită electrică, nu prea am. Ci... Va merge fonta pe plita electrică. Sunt, da? Da, ceramica e cam greu. Da. Mai nu o găsești, da? Scump, în drag. Știu că scump e tare. Fonta e... este pe plită electrică, pe inducție, pe ce ai tu. Să dai teleport pe noi. Mă gândeam să ieși. Deci eu am o problemă cu faptul că am o sedie de la Tefal, care acoperă toate dimensiunile de găi. Are și walk, și lat, și înalt, și de... Am o singură oală în casă de asta de inox mai mare, în care n-a poți face un fireu, chestii de genul. Dar... Mă tot gândesc să iau ceva mai mare. Eu nu pot să fac mai mult de o mâncare de 6 porții. N-am în casă, efectiv nu am... Singura mâncare pe care pot să o fac e o lasagna, că lasagna o compun de mai multe chestii și o bag la cuptor, știi, și ies. Dar eu să fac, uite, seara asta am făcut paste, am mâncat eu, nevastă mea, cumnată mea, și-a mai rămas o porție, două, maxim. Hai, Kratos. Unde ești? Poți să dai? Dai TP pe noi? Dă teleport. Mergi într-un oraș și dă teleport pe noi. Apasă T și apoi intre pe un portal. Da, nu știu. Eu am un tajin de ceramică. E un vas de la Marocan care are un capac așa, ca un clopot. Din cauza formei aia conice, se formează vârteș de apă cald. Dar e micuț așa, are 2 litri. Nu este o mare lucru în el. Dar și când fac ceva în el, doamne, ce fain este. Hai că a venit. Bun. Merge mai greuț. Da, nu e nimic. Gata. Hai, Ale. Așteptăm să-i dai. Mamă, chiar să scuresc pe să-mi ia nevoie să. Păi dacă ai, nu folosește la? Nu. Ah, ok. E bun pe... E bun? Ideea e că orice hit ai dat cu Hammer of the Ancients e full HP, ar trebui să dea full HP, garantat. Pe 3% din 30 de milioane. Hai să dau un 30 de milioane. Asta era ideea. Cum să dau 30 de milioane alea? Aia, Ali, dai cu damage-ul, ce căcat faci? Sau? Noi ne bazăm pe tine, Ali, să-l ucizi. Eu vin și-o cu caracterul ăsta, să-mi dea ăștia, Grandfather, și tu ce faci? Folosește ale... Ai, nu știi dacă ai metamorfosis pe power ăsta, pe vampiric power? Nu, dacă știi despre ce vorbesc. Știu că te refer la zonera de vampiric. Da. Este o rune care se numește metamorfosis. Runa... Poisonul ăsta e altceva pe sorcerer. Da, păi da, ești cap. Acolo. Acolo ai cap, cred. Da, plus că am shield-urile care mă scot din poison. Deci am nimic.
să-i dau el ăsta o putește, dacă e în loc. Mânci puțin. Să-i dau că e... Lasă că o să mă mut eu pe următorul, pe... Porc. Da, parcă nici nu trebuie, că vreau și casca aia și... Ideea e că eu vin pe asta pentru grandfather, asta e tot. La Arlechin parcă am renunțat așa. O luat-o Ali și nu mai e la alt pentru orice. Uite că mi-a dat și mie. Tu-s poison-ul, mătii. Crezi că mor de la poison? Crezi că mor de la poison? Hai că vă dau cu Warcry-urile astea, vă dau și un pic defense. Da, trebuia să vin eu pe Warhammer, fără să mă... Eu mă lind cu Piterezul ăsta. Nu e cel mai, nici departe cel mai bun build. În World Tier, așa să faci chestii medium, e super fun, cât e învârt și moare toată gloata. Dar și cu ăsta, adică ia dungi, da, e da, ia... Dar, na, clar, parcă e mai fain cu Tirez, dar tot. Eu îl joc pentru animații, știi? Dacă ar fi să vin, da, într-adevăr, ar trebui să schimb. Hammer of the Ancients. Ia uite-l, bă, poți să-mi spui pe asta și... I have no potions. Asta a zis el. Mi-am zis că îl omoară Ali, pui mei. El îl omoară? Mai greu, da? 20 de ani. Îl omoară, nu e grav. Eu mă duc la mor, nu de asta, nu asta am vrut să zic. Dar asta zic că tu nu ar trebui să visezi la Lilith. Vorbi cu Azi în seara asta, era bucuros că a făcut un 90 și o bătă tot pe Lilith. Aveți sorcerer la level 100. Sper că le jerbați. El. Yeah, is this the life? I wanna morții lui de Tusclem Joriț, the mighty morții. Mai bun decât X-Fall-ul meu. Na, e de asta odată. Ăla îmi trebuie mie. Nu? Da, îți trebuie și ăla. Îți moțele? Da, mă duc pe Sorc. Stai. Renunț eu la Grandfather pentru tine, Ali. Isu, man. Încerc să fac Rose Hota? Da, ai. Cred că asta ar trebui să fac și eu, adică eu am deja build-ul, e pregătit pe bar aici. Vă dau reset și vă duceți voi la Duril. Eu sunt boss-ul. Ha? Eu sunt boss-ul. Cu reset. A, tu ești boss-ul, bun. Rămâi în party. Că eu vin pe alt caracter. Încerc să fac răbduri și ceva, vedeți bine că e greu. E... Mă uite pe build-ul tău dacă vrei. După ce terminam cu asta. Uita ceva. Problema e la Rob că build-ul ăla pe care l-a făcut Rob l-a făcut special pentru Duriel. El se bazează pe faptul că Duriel stă într-un loc, el poate să-și facă rampa pe ăla acolo și să-i dea un shot.
Da, într-o lume ideală, când te duci și faci dungeon, te duci și faci alte chestii, nu prea stai să încarci și după aia îți dai tu la... Puteți să dați TP pe mine. Da, să dai TP pe ale. Da, build-ul, nu știu de ce să chinui ropsi de a neapărat one shot. Poți să faci la fel de bine, să ai aduni energie și de asta și să dai tu shot, îl omori din două shot-uri și la fel de bine. Da, error. Error? Da. Ce error? Ia. Îți băguit eu în schimb între astea. La tine merge? Poți să-mi dai invite, Ana? Nu poți să dai. Vezi dacă poți să-mi dai accept, uncle. Nu poți să... Deci eu pot să dau doar request to join party, atât. Invalid. Joc băguit. Eu ies și intru iar și dacă nu merge o să trebuie să spargem partiul. Da, e băguit invite-ul. Nu, nu merge. Tot eror mi-a dat. Nici acum nu... Spargeți din parte. Ieșiți din parte, că-ți vă dau invite. Ali, tu să rămâi acolo, da? M-a scos din asta. Da, dar nu ești pe loc tot acolo, sau? Nu, no, nu, spate. De unde mă... A, sunt tot aici, la intro. Ce bine. 1, 2, 3... Ana, poți să-mi dai tu request? La tine îmi dă eroare. Ana era băguit. Ieși, dă-i leave game și intră înapoi. Și după asta o să merg. M-ai invitat un horror, nu știu cum vreau. Oh, lol. Request to join. Merge la tine? Nu, nu, mi-a dat eroare când am dat accept. Deci ieși și intri iar. Bine. Am ajuns. Poți să dai TP. I need more time. Eu mă repede ca să dai TP. Eu joc ăsta când dau leave game, efectiv îmi blochează așa jocul. Cred că e de la... el joci full screen? Că da. Vezi dacă mergem, încearcă la Windows varianta aia sau borderless. Windows are niște optimizări pentru toate programele pe care tu le folosești full screen. Încearcă el să facă ceva mai inteligent acolo, dar nu e prea inteligent. Și de multe ori se blochează chestia aia. Ori poți dezactiva, gen să poți da click dreapta pe program și dai disable full screen optimizations. Ori joci jocul în Windows sau borderless. Invalid. Error. Dar pui mei nu știu ce să-i mai am de tot. Ce-am dat eu acum? A, la Alin. La noi doi mergea la Alin pentru că el nu ieșise. Da. Și toți eram. Băbiți. Nu
joc bucuit. Cât să fă X. Ce mai nerează când ți-o păi de acolo? Cred că n-am rezistență aici. What the fuck? Poison. Păi nici n-am văzut poison-ul. N-am văzut eu. Ce să zic, mulțumesc pentru acest soul brand și... X-Files și Soul Brand, ce... Astea sunt temele pentru care eu vin la Duriel. În secret, eu de-aia vin. O să vin. Hai, Tico, ai iar uite cum se sali. Nu Timber, Tim... Trib. 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 Ăla ai primit Trib. Uite, Trib ăla îți trebuie pe barbar. Mm-hmm. Bun, ai ieșit, poți să dau reset? Da. Trip. Tu te mai... Două. Încă una fără asta. Asta înseamnă două. Încă două și mă duc. Ok, te să dai TP. În noi. Staff of Flam. Bă, dar dacă nu m-am plictisit, da, bine, treacă, dacă îți dai aceleași iteme și aceleași... Și de aici altceva, în afară de trib și fals. Da, dacă n-ar mai... Dacă nu te-ar împinge... I-aș da one shot. One shot, i-aș mură pe loc acum. Așa pățeam și eu împingeam. Tom. Helm. Mi-a dat o amuletă și un chest aici. Is this the helm? I need time to prepare. That I need. Noi Godslayer morților mătii. Când am zis că vin să fac colecție, fac colecție. Ai mai avem o tură. Nu vreau să dea un early kit, frate. Ai.
Gatsler, măcar a căzut cu rol. Ok. M-a căzut o... 54 e bun. Mai am de un run, doar câte să da, să sparg câteva. Uite ce amuletă am. You can still use these. Never seen something finer. Uber, Munich. Da, știu. Acum ați dat-o? Da. Fuck. Aș zice în locul tău fuck pentru că... ai luat rolul de Uber, știi? Da. Pe mizerii. Acum am putea spune, Ana, că avem fix aceleași iteme. Numai că eu le-am luat în ordine inverse. Am luat Melted Heart, după aia Starless și după aia Undaria. Eu ce rapid e ali. Ce nu înțeleg la amuleta aia? Robul tot zice el că e foarte bun. Că el nu are și softica că nu are, chiar și trebuie pe build-ul ăla de hot. Cine? Rob ăla care... mă rog, e... e OP într-un fel ciudat. Ia ți dă 30% de asta de resurse. Dar în schimb, de fiecare dată când iei damage, unul, pentru fiecare 1% din damage pe care tu l-ai fi luat, el îți arde din resurse. Deci cumva îți transformă mana sau resursa într-un fel de shield. Core. Damage dă. Amulet, căcat, am luat-o și. Mi-a dat și casca asta ce trebuia. Oh, nice. Clicker. Gata, mi-am pus și păpucii. Păi, măcar am... măcar ați luat câte ceva din, din build. Da. Rol maxim. Să uitați și la legal, meni, că de obicei și ele pot fi OP. Da. Eu cumva înțeleg și pe Rob că el zice că e foarte bună amuleta aia pentru Hota, că tu la un moment dat ajungi să ai atât de mult resource, Fury Generation, încât ești mereu un full. Și îți permiți să-ți consumi din Fury ca să îl folosești pe post de și el. Dar are și stats-uri bune dacă te uiți la el, are... core skill damage, mult resource generation și... damage by healthy. Nu uitam. Are niște chestii care nu mi se pare atât de ignorat. Dar pot să o încerc, atât cât am pe amândouă aici.
L-am murit. M-am lămurit și cu Dorian. Gata? Păi atâtea am avut. Fixat eu. 4, 4 runuri, da. Mă să fac și eu, am refac build-ul pe, cum îl cheamă pe ăsta? Ota. Godfather. Să zic că jocul ăsta, eu uite, tu ia ești un grandfather. Mm-hmm. Hai că poate n-a mai rămas lup. Grandfather. Știi când cum ia curmele, nu? Rob se plângea că el are nou grandfather. Deja a început să dea salvage la alea mai slabe. Și n-are niciun melted heart. Ce mă modulea și zic, n-am o muie. Avea și 4 Arlechin. Dă-mi invite-o, încerc să-mi dai tine. No, tot teror. Deci înseamnă că eu s-am băguit-o. Păi ești. Ți-am mai zis că ești. Așa merge. Transfer, da, no, bun. Bun. Păi, deci am prins eu acum. Ok, noi mai am. Păi, hai să facem în felul următor. Dăm reset. Dăm reset la... Nu, 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 o primit invite, cred, de la, i-am cerut în request line. Dăm reset la skill tree, dăm reset la paragon. Și îl facem în felul următor. Ai, alegi tu. Momentan, dar nu, nu puteți să-mi dau seama la un boss, dă să iau de amulet asta. Așa. Bun, deci dacă, nu știu, îl vrei să fac de pe ăsta, îl faci, nu? Ăsta, așa. Dacă mai pun și... Pică și mie un Arlechin, un grand spadă, pfoai, alit, știi cum? Ia-i, rup. Mă vezi frumos ar fi. Da, mă, și faci dita mai OP-ul de fight, de charge și după aia strigne sezon. Cine știe ce o să fie la următorul sezon. Dar, da, build-ul ăsta nu iese din milioane. Acum, nici pe mag nu e... Și magul dă. Bun. Și trebuie ar veni cam așa, cât mai mult puncte în Hammer of the Ancients. Apoi, pasiva asta care se numește Imposing Presence trebuie neapărat maxim. Câte un shout. Da. Păi mergem aici. Alt shout. Unde ești, mă? Booming voice. Și raid leader. Ah.
Profilic Fury, while Blizzard can fear generation increased. Ok. Pit Fighter. E cu counter offensive, ăsta counter offensive îți trebuie amuleta dacă poți, dar nu cred că... Nu, amuleta e mai bună ăla cu talisman, nu? Heavy hand, pasiva asta și cu asta și cu asta. Ok. Perfect. Ăsta trebuie maxim oricare, cel mai important. Bun. Ăla ar fi skill trio. După aia ca și gear. Aspect of Numbin, Wrath. Lam. Trebuie inelul ăsta de la Varshan, care pic la Varshan cu Ring of Red Furor. E Grandfather și de asta nici nu putem discuta. I'm the Grandfather, bă, nu mai pot, bă. Bă, cum vă pică, bă, nu mai învățați să mă și pe mine. Neapărat, Grandfather aici, poziția asta. Acum ți l-o dat? Păi să zici mersi, vorba luana, 20 de euro, taxă. E cel mai, e cea mai bună armă din joc, îți dă 100 critical chance, critical damage. Și pentru build-ul ăsta, e cea mai bună versiune. Da. Bă, dar vreau și o bulan de ăsta. Să mă cobi mai bine. Limitless Rage. Dă-ți seama că eu am făcut... Cât e? 80... În jur de 85, cu tot că stai în seara asta. Nu mai bine zici... N-am văzut. Mă apropii de să mai fac săptămâna asta vreo 10-15. Trec de suta. Cam numărat așa în mare parte, cred că am făcut 50-50. Slavul 80. Grandfather. Cum să primești mă de Grandfather acolo? Să nu zici tu, uite, am primit și o Grandfather. Da. Nici nu l-a linkuit. Asta e că mă pierd. Rari. Nu l-ai pus-o. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Bun, dar nu ai amuleta aia care pică în prostie la dure. Asta? Oh, trist. Pică în prostie la dure el. O să te enervezi la om, dar dictură să primi, o să o primești. Doar că pe build-ul ăsta încă e bună, că dai 1 la 3 hituri de alea de de UP Hammer of the Engine dă 300% damage, e one shot. Eu am pe asta cu 100. 100. Punem aici să avem. Așa.
La inelul ăsta trebuie să renunț la Mother Embrace, nu-i... Nu-i ce trebuie. Caut un inel cu critical hit chance și... Fury sau Resource Generation, una din două. Dar important critical hit chance, ai? Galben dacă pică tot. Da, nu contează, ai un galben pe care îți transferi un eco, la aspect of the echo in fury sau ceva. Mai bun decât îmbrățișarea. Mother's Embrace să-l ai trash-o. Bun, ca așa... Vă las, noapte bună. Mersi de joacă, noapte bună. Mersi și eu. Ok, buții nu prea contează din punct de vedere al damage-ului. Like Fury Cost Reduction, ăsta e bine. Aici, pe pantaloni trebuiesc, îți dau link în chat acum. Tipo, am pe mine, da. Vă aștept. Pică tot de la Dorian. Pică destul de des, e pe un zbrez destul de ușor. Asta e să vedem dacă... Dar nu se updatează așa ușor, trebuie să mi-l linkuiești în chat. Dai, apeși I, apeși Enter și ții Shift apăsat. Și dai click pe inel. Da. Arma asta e relativ bunicică, dar trebuie rol mult mai bun, 5% la e foarte mic, trebuie 5%. Edge Master, hai undeva. Asta trebuie în Edge Master. Nu, cred. A, nu, Grandfather aici. Ah, da, am Grandfather, da. Face nici nu discutam Grandfather, sigur. Asta nu e așa bună. Perfect e nealul ăla. Lasă-l așa. L-upgradez maxim și pui... trebuie să cauți un aspect, ca să numești aspect of the echoing fury. Hala, moare să-l arăt. Îl aveam. Dacă găsești talentul ăla. El se numește Echoing Fury. Ori îl găsești așa. Îl extragi la ocultist și îl pui pe inelul ăla galben pe care l-ai tu. Buții, ți-am zis, nu prea contează. Armele, la armele alea 2000 trebuie să cauți altceva. Arma asta să știi că e mic, sacred-ul ăsta e... Trebuie să găsești un ancestral mai mare, ca și level. Asta e atât și ok, ești, da. Și ți-am zis, azuratul ăsta e... Nu e bun, nu te ajută. Ai alea cât de core skill damage, da, atât. În mare parte la iteme, înțeleg că te uiți la un build și vezi aspectele și poate îți trebuie sau nu, dar cel mai important lucru la un build sunt statusurile astea principale, astea 4. Nu știu, dacă te uiți la inelul ăsta Ring of the Fury, Regeneration, ăsta sunt mai importante. Pe inel trebuie să ai critical hit chance, pe aici, pe mănușile astea, trebuie neapărat să găsești, uite, ai perfect, mănușile astea, ai 3 stats-uri
cel mai important pentru ăsta tău. Attack speed, critical chance, overpower. El e mic, e de level mic, 689 e foarte mic. Dar dacă în viitor îți găsește o mănușă asemănătoare cu critical chance și cu overpower sau attack speed, întâi te uiți la stats-urile astea și după aia te uiți că aspectul muți. Îl iei pe una, îl pui pe alta, îl pui pe un galben, îl pui pe... Da, și ăsta vezi să-ți mai pui gemuri, gemurile sunt importante. Te duci la jeweler, poți să dai găuri, două găuri poți să dai pe chest, poți să dai găuri în armă asta, în inel. În inel, în teorie, știi că trebuie să folosești, cred că mai degrabă folosești de alea, cranii. Craniile îți dau armură. Da. Cu oricum, cu grandfather ar trebui să-i dai. Mă apuc să pun în paragon. Punem cum o pus și nenea rob. Crusher, bă. Nu, ce faci, Ali? Aoleu! Ce-a de dat? Da. Du-te, du-te. Eu știu, odihnești. Am băgat zilele astea de... M-am duit. Și ce avea altceva de făcut? Carnage. Am valul. Ce? Am atins valul ăla lung. Adică Sirius lua lale. Pe luni nu mai încep. Până în decembrie e par lolul pentru mine. Ce se întâmplă în decembrie? În decembrie o să bage din ăla de iarna. Misiuni. Deci o să intru să fac. Am joc un aram mai... Înțeles. Și bine, lolul o să mă jur, mai că nu sunteți voi. Ales numai New World și Diablo. E greu. Decimator. Ok. Uși 5, mai am nevoie de un willpower și nu-l văd. Uite-l aici. Perfect. Am terminat, mergem în sus. Bonebreaker.
Might. De capul meu cât e triplul ăsta. Tu zici, mă duc aici, aici. S-a făcut. Perfect. Perfect, eu am fugit. Fuga, fuga. Ne auzim mâine. Noapte bună. Te bună. Pa, pa. Harbinger. Trebuie cu asta aici. Bun, hai că am avut jumătate de paragon. Trebuie să mă duc să testez. Să mă văd cum dă. Cât damage pot să dau. Time to do that. I need more time. I'm low on fury. Ei, mic, măi. Level-ul aici, că mor ăștia dintr-un singur shot. Out of
fury. I'm not ready yet. Wouldn't have made it without you. De exemplu, când ai asta te sormărești, iconița asta de pe bară, cu Hammer of Redemption, când nu ai pe asta, următorul tău hit e... Ia uite aici, 1.500.000. Bă... Time to do that. 4.000.000 hit. I need more time. I don't have enough fury. I must wait. Păi și cum e stragălea din arme, te duci la ocultist. Ocultist e... Are 3 cercuri în jurul... Iconița e informată din 3 cercuri. E în orașele mari. Duci la el și al doilea tab la el e... se extrage un... aspect, nu știu. Doar că nu poți să extragi aspecte imprintate deja. Deci ai o singură șansă, o singură dată... de pe itemul ăla să-l extrage. Și după pot să-l pun doar în arme rare, alea cu galben, pot să-l pun și în legendare. Poți să-l pui odată în legendare, dacă pui în arme galbene, le vei transforma în legendare. Și dacă pui într-o armă legendară, pur și simplu îi schimbi numele și aspectul cu totul. Hai să vezi că el de fapt îi pune numele, uite. Arma asta se numește Berserk Ripping. Eu dacă îi pun, dacă îi imprim alt aspect, nu știu, să zicem, îți dau un exemplu de aici, dacă îi imprim Berserk Fury, îi schimb numele. Numele armei se va schimba în Berserk Fury și o să schimbi și imprintul ăla, pasiva, aspectul legendar. Deci, de fapt, numele fiecarei armei da de aspect. Nu știu, dau un exemplu. Mereu mănușile astea cu each point of fury generator la se numește limitless rage. Întotdeauna o să se numească așa. De asta tu când extragi te duci acolo la ocultist și găsi, nu știu, dacă găsești o chestie care îți place, dacă itemul e trash ca stats-ul, dar îți place, uite cum e amuleta asta. Am nevoie de aspectul ăsta cu each fury, dar n-am nevoie de stats-uri, că e trash. Mă duc la ocultist, o extrag și o păstrez, îți pic aici. Ultimul tab. Și ăsta, pe viitor, când îți pică o galbenă bună, te duci și o pui.
Nu știu, Fury. Așa de nicăieri. Bun, mai am asta, asta ce vrea. Da, încă 5 de să-și gata. 3.
Ce din parte că vreau să încerc o rune de 70. Să văd dacă pot să o duc cu build-ul ăsta. Nu, mi-am trebuit mie chiar. Nu rezist, mă. Prea mic. Dau damage, dar trebuie să mai pun rezistență. Aici e problema cu asta. Când ieși pe așa ceva, poate cu asta mai mult diferență ea. Ok. Cu asta rezist. Nu mai dau chiar 5 milioane, dau numai 1, dar măcar nu mor. Ba, mor. Dar nici n-am runele mele, chiar trebuie să pun teritorial. Da, build-ul ăsta nu-i de dungeon-ul sau de astea, e de Duriel. Te duci înaintea lui, dai 3 bucăți și aia. Dar în teorie nu ai juca cu astfel de glyph-uri cum ar fi ăsta. Care era? Crusher, ăsta prim. Well, overpowered, ba da. Aici nici n-am rune. De ce sunt noob? Îmi trebuie irie aici. Pe stova. Unde trebuie să fac level pe alea? Că eu am level 1.
Ălea nu m-am dat în Nightmare Dungeons. N-ai făcut niciodată chei de astea? Astea de aici. La consumabile, dacă ai chei de astea. Trebuie să vezi că sunt anumite... Mamă, ce-am murit. Da, dar să vezi, să te ferești de anumite... Efect, sunt chei de alea, cum ar fi drifting, shade, vine un umbră după tine și îți dă damage-o grăma. Ăsta, de exemplu, e cu Chiatra, nu știu cum se cheamă. Dar vine Chiatra aia și e enervant că vine după tine. Trebuie să cauți un nivel la care poți. Uite, de exemplu, pentru mine 70 e prea mare pentru asta. N-am terminat build-ul, eu abia am barbarul ăsta, cred că are 3 zile, abia l-am făcut. Pe și unde trebuie să merg să fac asta? Dar nu ți-o picat până acum? Mai pică pe hartă. Ori pică pe hartă din astea. Ori... Nu, dai click dreapta. Uite, dacă vreau să fac pe... Jalal ăsta. Hai să nu dau un 83 chiar că se vă arăză oricum. Crusader. După ce ai dat de asta se activează un portal când ai tab. Să activează o poartă de asta și asta e deveni Nightmare de level 38. Iar înăuntru mobii o să fie scalați la nivelul 50 plus levelul chei, așa se calculează. Adică 38 o să fie 88, cred. Ia să vedem dacă mobii am, dacă am dreptate ar trebui să fie mobii de 88. 92, nu, am greșit un calcul. Deci la 38 sunt 92. Și la final, după ce termini dungeon-ul, o să-ți dea un... Să-ți dau o chestie. Dă request pe mine dacă vrei să-l faci pe asta. Și-l facem până la capăt. Wow, cum e freeze ăsta. Salut! Cum se prestă de aparatul? N-am jucat de la release. Pe sezonul ăsta au cam nimerit-o. L-au făcut destul de ușor, nu știu, din punctul meu de vedere e mult prea ușor. Acum... Sunt streameri, am văzut streameri care au făcut level 100 în 20 de ore. Au făcut un streak. Dar au diversificat acum, poți să faci mai multe chestii în endgame, nu mai faci numai dungeon și atât. Deci, au mai băgat 5 boss, au mai băgat niște... M-a prins, nu știu, am jucat sezonul ăsta, am 3 caractere de level 80 plus, 100, 90. Pe mine chiar să m-a prins. Multe build-uri diverse care, cu care poți să faci să termini jocul. Să bați pe Lilith sau să faci levelul super. O să iau în 5 grade, hai că l-am făcut destul de ușor, e foarte casual acolo. Dacă n-ai speranțele astea că vrei să faci cel mai optim build, să... Cum sunt nebuni de ăștia care... Nu știu că joacă profesionist, să joc toată ziua, uite build-ul pe care l-am eu acum. În stare să dea one shot la cel mai puternic boss din jos. Nu eu, nu, eu încă nu l-am, că abia l-am început să-l fac. Ăsta adună Fury o grămadă și când dă click dreapta... Dă 300 de milioane. Lu
joacă și în felul ăsta. Dar nu am... Damage dau, dar n-am Fury. Deci este foarte, foarte greu Fury. Să pun înapoi asta cu Disobedience. Uite-l pe ăsta aici. Craniu. Acum trebuie să mergem apoi, poarta e pe aici, undeva. Ok, și când termin de asta, un Nightmare Dungeon, la final ai altarul ăsta, Awaken Glyph. Dai click pe el și crești levelul la glyph. Stelul tău e să ai level 15 cel puțin pe fiecare rună activă. Uite, dacă te uiți, o glifă dintre asta are un range. Uite, hai să sară pe prima. E cu roșu cât cuprinde ea. Asta cu roșu. Până la chestia asta, nu? Și ea zice așa, pentru fiecare 5 strength din range-ul glifei, ea mai primește încă un stat. La pe aici ai 2,3% damage când ai un mace.
Dar când tu când ajungi la level 15, când Glyph ajunge la level 15, mai primești range. Adică o să fie roșu pe punctele astea plus. Plus mai primești încă o celulă în plus. Ei, gândește că, uite. În la, e posibilitatea că pe lateralul ăsta, uite, un strength, un strength, poate să fie încă un strength și tot așa. Poate să fie atât de mult strength în jurul la Glyph-a asta, încât la level 15 tu să primești dublu damage. Plus cât îți crește și stat-ul în sine. Fiecare dată când tu crești un level, îi crește valoarea 2.3, devine 2.4, 2.5, tot crește. În endgame, glyph-ele sunt cele mai importante. Glyph-ele în jocul ăsta e lucru care scalează damage-ul cel mai mult. Și defense-ul pe alocuri. Dar ca și damage, cel mai important e glyph-a. Glyph-a, dacă tu ai toate glyph-ele 21, e jumătate de treabă, e GG. Asta faci foarte greu. Tu faci nightmare-uri de 70 plus ca să, sau nu știu, hai să zicem 60 plus. Level 60-70 ca să... Nu se dea destul de mult XP încât să crești rolul ușor, că dacă faci de astea de 30, ți-a un an. Ai văzut acum tu dat un... Până la level 10 îți dă repede XP, dar de la level 10 în sus nu faci nici... Faci un dungeon și nu faci un level. Chiar nu m-am. Mace. Blanching. A, da, am mace. Asta nu zice cu ce dă? Dă cu mace, nu? A, nu intru. Poți să dai solo dacă vrei. Nu mai stau așa mult. Ăla poți să-l faci singur, că e tot de easy. Apropo, la ocultist, dacă simți la om, dacă ale cheile tale sunt mici, poți să craftezi cheile la ocultist. Uite aici, pe tabula Craft Sigils, te ducești la Ancestrale, să alegi levelul pe care vrei să-l faci. Iar în momentul în care ai chei care nu-ți plac, o să trebuiască să înveți afixurile, asta e un pic mai greu. De exemplu, uite, eu Poison Enchantment, afixul ăla din poziția numărul 2, Empowered Elites, ăla e nașpa rău. Deci îl las o baltă de Poison după ce moare și dă o grămadă de damage. Când sunt foarte mulți mobi și omori multe elite la un loc, las foarte multe bulls. Și genul ăsta de chei eu le sparg. Adică le vin aici, le dau salvage și din materialele astea mă duc în tabul ăsta, îl craftez altele noi, că îți dă sigil powder, îți dă un material cu care face alte chei. Asta o să trebuiască să citești și să-l înveți. Care nu-ți plac, le spargi. Care îți plac, le faci. Tot de simplu. Ce mai extrag eu de aici? Maximum, minimum.
Iau-s, gata pentru astăzi, zice el. Gata, mă duc la somn. Noapte bună, somn ușor, mersi că strică pe aici. Ciao, ciao. N-ai pentru ce, cu plăcere.